un turist din Cehia a ajuns în stare foarte gravă la spital după ce s-a răsturnat cu mașina de câteva ori în munții Argeșului. S-a întâmplat în localitatea Corbeni, acolo unde bărbatul participa la o urcare cu mașina de teren pe un traseu off-road. Erau 10 astfel de mașini, iar a lui cu tracțiune integrală, în care se afla singur, a luat-o la vale. Bărbatul a reușit să se arunce din mașină în timp ce aceasta se răsturna. Așa s-a lovit la cap, la umăr și la piept. Apelul la 112 a strâns reprezentanții autorităților la baza muntelui, acolo unde bărbatul a fost adus după 3 ore. Și asta pentru că traseul pe care participanții la cursa off-road îl aleseseră era unul dificil, într-o zonă greu accesibilă. Salvatorii au fost nevoiți să meargă cu un utilaj greu, apoi cu ATV-ul pentru a lua pe bărbatul rănit. Acesta a fost transportat la un echipaj de terapie intensivă mobilă care a plecat cu el spre spital în stare de inconștiență. La urgență a fost supus mai multor investigații pentru a se vedea dacă viața este pusă în pericol. Ceilalți participanți la cursa pe traseul forestier au rămas în localitatea Refu, acolo unde sunt cazați.